Bine v-am găsit cu ocazia unui nou episod din seria întrebărilor, dar să-l revedem întâi pe Superman. Vă rog să-l imaginați pe Superman și racheta cam așa cum ne arată acest desen. El este lipit de rachetă, cu mâinile pe rachetă, în spațiul cosmic, așa cum vedeți în desen. Apoi el începe să o rotească, să o împingă cu mâinile, în așa fel încât îi schimbă traiectoria, făcând-o să nu mai ajungă unde vor cei răi care au lansat-o. Și întrebarea este, poate Superman să schimbe în acest fel traiectoria rachetei? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Răspunsul este legat de ceea ce în fizică numim forțe interne. Presupuneți că sunteți într-o barcă, la vreo 10 metri de mal, dar n-aveți vâsle și nici n-ajungeți cu mâinile în apă, barca e înaltă. Cum puteți ajunge la mal? Orice mișcări veți face în barcă, oricât de dramatice, de ciudate sau de comice, oricum veți împinge barca cu mâinile sau cu picioarele, nu vă veți apropia de mal și nu veți putea, deoarece forțele cu care puteți acționa asupra bărcii sunt forțe interne ale sistemului barcă-om. Dacă împingeți cu mâinile barca spre mal, cu picioarele o împingeți în sens opus. Iar rezultanta celor două forțe este zero, așa că barca nu se pune în mișcare. Forțele interne nu pot modifica impulsul unui sistem mecanic, deci în cazul nostru nici viteza, așa că barca, dacă e în repaus, rămâne în repaus, nu o putem pune în mișcare. Dacă vrem să punem barca în mișcare, e nevoie de forțe externe. Dacă am avea vâsle, am putea împinge apa înapoi, iar apa, prin intermediul vâslei, ne-ar împinge pe noi cu barcă cu tot înspre înainte. Am avea o forță externă, forța cu care apa împinge sistemul barcă-om. Sau dacă am avea pânze, am avea o altă forță externă, forța cu care aerul împinge sistemul barcă-om. Acum putem reveni la Superman. Dacă ați fost atenți, întrebarea era dacă poate modifica direcția sau viteza rachetei în acest fel, așa cum vedeți în desen. Adică ținându-se de rachetă, formând un sistem mecanic legat cu racheta. Și răspunsul este că atâta vreme cât Superman rămâne în contact cu racheta, oricât de mari vor fi forțele cu care acționează asupra rachetei, singurul lucru care se poate întâmpla este distrugerea rachetei. Orice forță cu care va acționa el asupra rachetei va fi o forță internă, adică va avea o reacțiune egală în modul cu ea, dar care va avea sens opus și va acționa asupra lui. Și deoarece el și racheta formează un sistem mecanic legat, ca barca și cel din barcă, nici racheta, nici Superman nu-și vor schimba viteza nici ca modul, nici ca orientare. Dar cum pot totuși rachetele să schimbe viteza în spațiul cosmic? Cum pot să accelereze, să frâneze, să schimbe traiectoria? Singura soluție este să arunce ceva din sistem. Vă amintiți întrebarea cosmonautul? Singura lui posibilitate de a se întoarce la navă era să arunce un obiect sau mai multe în direcția opusă navei. În cazul bărcii e la fel. Dacă am avea niște obiecte pe care le-am putea arunca din barcă în direcția opusă malului, ne-am pune în mișcare cu barcă cu tot, evident, spre mal. Deoarece aruncăm obiectele din barcă, forța cu care le împingem este forță externă pentru sistemul barcă-om. Și deoarece rachetele n-au un mediu exterior pe care să-l împingă, nici măcar aer pe care îl folosesc avioanele cu elice, ele trebuie să arunce ceva pentru a accelera. Iar ceea ce aruncă este un jet de gaze. Și deoarece racheta împinge gazele, gazele împing racheta conform principiului acțiunilor reciproce. Deci,
pentru că nici măcar Superman nu poate încălca legile naturii, în situația pe care o vedeți în desen, nu poate modifica nici viteza și nici direcția în care se mișcă racheta. Acesta este răspunsul corect la întrebarea noastră. Deci, așa nu merge. Dar altfel, câțiva dintre cei care mi-au trimis răspunsuri în comentarii sau prin e-mail s-au gândit și la alte metode. De pildă, Superman ar putea împinge racheta desprinzându-se de ea. Ei bine, nici în acest caz n-ar face mare lucru, deoarece masa rachetei fiind mult mai mare decât a lui, împingerea pe care ar exercita-o l-ar face pe Superman să capete o viteză mare, îndepărtându-se de rachetă, în timp ce viteza laterală pe care ar căpăta o racheta ar fi mult mai mică decât viteza lui Superman. De fapt, ar fi de atâtea ori mai mică, de câte ori este mai mare masa rachetei decât masa lui Superman. Dar, presupunând că forța exercitată de Superman este foarte mare, să presupunem că efectul ar fi observabil, racheta ar fi deviată. Însă prețul ar fi acela că Superman ar căpăta o viteză extraordinară în sens opus și n-ar mai avea cum să frâneze. S-ar tot duce, nu s-ar mai putea opri. A mai fost și ideea unei ciocniri. Superman accelerează foarte puternic și lovește racheta cu o viteză foarte mare. Sunt valabile aceleași observații de mai înainte, adică deoarece masa lui este mult mai mică decât a rachetei, trebuie să o lovească cu viteze enorme pentru a schimba vizibil viteza și traiectoria rachetei. Dar mai e o problemă. Cum accelerează Superman în spațiul cosmic? E bine să tragem o concluzie. Chiar dacă corpurile sunt în imponderabilitate, masa lor rămâne aceeași, iar efectul forțelor dintre ele va fi mult mai puternic asupra corpurilor cu masa mică decât asupra corpurilor cu masa mare. Gândiți-vă la o situație aproape de limită. Când sărim, împingem pământul cu picioarele în jos. Se poate observa efectul acestei forțe asupra pământului? Nici dacă ar sări Superman și ar căpăta în urma săriturii o viteză aproape de viteza luminii, nu am avea un efect observabil asupra pământului, datorită raportului enorm dintre masa Pământului și masa lui Superman. Deci, nici măcar Superman nu poate împinge de lângă el un corp cu masa mult mai mare decât a lui, fără ca el, Superman, să capete o viteză mult mai mare decât cea a corpului pe care l-a împins în sens contrar și fără să se mai poată opri. Dacă acțiunea filmului s-ar fi desfășurat în conformitate cu legile naturii, fie Superman n-ar fi reușit să devieze racheta, fie s-ar fi pierdut în spațiul cosmic. Dar, în acest caz, cine s-ar mai fi dus la film? Azi vă voi pune o întrebare inspirată de altă întrebare, foarte asemănătoare de altfel, propusă de o persoană care a fost atât scriitor, cât și matematician și inventator. Dar nu vă pot spune acum numele, pentru că v-ar ajuta să găsiți întrebarea inițială, ceea ce v-ar ajuta prea mult în găsirea răspunsului. Însă, veți afla despre cine e vorba săptămâna viitoare. Presupuneți că avem două urne asemănătoare cu cele din fotografii. În cea din stânga avem bile albe și negre în număr egal. N-are importanță câte, important este că numărul bilelor albe este egal cu numărul bilelor negre. Iar urna din dreapta este deocamdată goală. Scoatem o bilă, la întâmplare, din urna din stânga, și fără să ne uităm la ea, deci nu știm ce culoare are, o introducem în urna din dreapta. Urna din stânga nu ne mai trebuie, o ducem în altă parte. Apoi luăm de undeva, nu are importanță de unde, o bilă albă și o introducem și pe ea în urna din dreapta,
singura care a rămas lângă noi. Urna conține acum două bile, una despre care nu știm ce culoare are și cea albă, pe care am introdus-o mai înainte. Agităm urna, adică amestecăm bilele, dacă se poate spune așa, despre două bile, după care scoatem la întâmplare o bilă din urnă și vedem că este albă. Și în acest moment, cineva vă propune un pariu care constă în a ghici culoarea bilei rămase în urnă. Este ea albă sau neagră? Întrebarea este, pe ce pariați? Pe bilă albă? Pe bilă neagră? Sau credeți că n-are importanță, șansele sunt aceleași? Succes la pariu pe săptămâna viitoare!